Asociația Valorile Montemedio, în colaborare cu Serviciul Cultural Baia Sprie și Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare, și-au adus contribuția pentru organizarea expoziției de pictură de grup intitulată Retrospectivă. Aceasta a fost vernisată aseară la Biblioteca Județeană în prezența iubitorilor de artă. Fiindcă suntem în octombrie și este finalul unei tabere de pictură de toamnă din luna octombrie, tocmai pentru asta am denumit și octombrie, dar de fapt este una retrospectivă pentru 5 ani împliniți de când această organizație de Valorile Montemedio organizează tabere de pictură. Lucrările aparțin unui număr de circa 30 de pictori, printre care Covaci Bertalan, Molnar Iboia, Papiu Greti, Lucia Pășcuț, Nicolae Suciu, Totem Jujana și Elisabeta Vereș. Tablourile expuse sunt al aproximativ 30 de pictori care au participat în taberele respective. Mi-ar fi plăcut să fie mult mai multe pe simeze, dar am reușit să fie aproximativ 60, pentru că n-au încăput mai multe și nu puteam expune. Așa că în prezent avem acele 60 de picturi expuse care sunt practic reprezentative și specifice acelor tabere. Expoziția poate fi vizitată până în 28 octombrie la Biblioteca Județeană din Baia Mare.